Bun, am revenit, le spuneam celor care ne văd în momentul ăsta că domnul Radu Paul Lucian a fost practic nevoit, forțat să renunțe la agricultură, nu și-ar fi dorit să ajungă în situația asta. În niciun caz. Și prin ceea ce ne-a spus se desprind câteva lucruri. O concluzie am putea o trage, dar cred că e mai bine la final să nu începem cu concluzia și să facem așa o scurtă relatare a celor întâmplate. Ia spuneți, domnul Lucian, de ce ați fost dumneavoastră nevoit să lucrați? Unde făceați agricultură și cum toată situația asta v-a adus în stadiul în care să vă declarați astăzi fost fermier? Bună seara încă o dată, domnul Ovidiu, mulțumesc de invitație, bună seara dată respectatorilor AgroTV și aș începe în primul rând cu primii ani, exact primul an în care m-am hotărât să intru în domeniul agriculturii. Eu veneam într-un domeniu tot legat de agricultură, transportator de cereale, unde am activat o perioadă lungă de timp și am hotărât în 2008 să mă apuc de agricultură în zona Fundulea, județul Călăraș. Știm cu toții că Fundulea este renumită prin Institutul de Cercetare care activează pe zonă, prin terenul deosebit de bun și condițiile care sunt prielnice pentru a face agricultură în zonă. În 2008 am însămânțat, am ajuns în Fundulea cu o mașină mică, n-aveam nici sapă la mine, nici tractor, nici motor, nici absolut nimic. Am preluat terenul, primul an am închiriat utilajele la o societate. Ce suprafață? Cu cât ați început atunci? Deci atunci am început undeva la 500 și ceva de hectare de teren. A fost o chestie, teren preluat din cadrul institutului, care a fost pus în posesiune. Dar pentru început, pentru un necunoscător, suprafață mare. Suprafață mare, da. Cu toate că am mers pe plăți, pe închiria de utilaje, a fost un an bun. În anul 2009 am început și am intrat, am luat un tractor în leasing, am luat o combină, adică ceva utilaje să pot să-mi desfășur activitatea. Ani buni și la nepriceperea mea. Cum să nu, da? Mai mă și consultam, mai și întrebam și în stânga și în dreapta. Am intrat într-o... capul într-o chestie în care o vedeam la momentul ăla. Bine că aveam și vârsta în care eram optimist și tot înainte și... Mă rog. În anul 2010, prima cultură de rapiță înființată, tot așa cu utilaje închiriate, când aveam performanța de semănătoare, da? O producție de 4 tone și ceva, care nu știam, nici nu văzusem rapiță și nici nu transportasem până la momentul ăla. Bun. Rapiță, așa. Un preț de, m-a dat pe spate undeva la 2,15 dusă la fierbinți. Floarea era în jur de 2,2 atunci. Exact, da, da. Exact, da. Da. Erau prețuri bune, da, da. Prețuri luai sămânță, da. Floarea soarelui favorit, exact. Care nu te costa, nu dădeai cât dai acupă un sac de sămânță de floare și așa. Și mai și bolnavă, mai și mană, dar și, trebuie să-i mai dai și un fungicid. Și la momentul acela să ne aducem... Un start foarte bun. Da, să ne aducem aminte de costurile care erau pe producții. Aveam motorina la un preț... Toate erau și minte. Toate inputurile erau alte vremuri. Jumătate de preț. 15 ani. Am mers bine până în 2019, chiar și 2019, un an foarte bun. Am mai fost cu sincope, da, fiecare. Mai iau un utilaj, mai cutare, mai investește, că ați văzut. Și la momentul ăsta, zicem că am ajuns la o tehnologie de vârf, dar tot mai intervine ceva în care trebuie să investim ca să fim cât de cât aliniați la tehnologia care apare de la an la an și la nevoile pieței. În 2019 încă bine. În 2019, ce s-a întâmplat? Până în 2019 s-a mai diminuat din ceva suprafață, am rămas undeva la vreo 278 de hectare, 2016, 2017, 2018. În 2019 să
ivește oportunitate în care mai preiau încă 238 de hectare vecine cu ferma mea. De la 278 ajung din nou la 516 hectare. Da. Un sal destul de bun. Acum prinsesem experiență. Știam cu ce să mănâncă. Utilaje aveam. Exact. Zic, ce trebuie? Tot înainte. Tot înainte. Numai că acel înainte a fost un mare ghinion al meu. Că așa pot să mă numesc. Un mare ghinionist de agricultor. În 2020 a fost seceta care, nu știu, colegii din platou cum au suportat-o și cum au resimțit-o la dânsi în zonă, dar pe zona Fundulea a fost 100%, deci 100% am procesele verbale care fac dovada, 100% calamitate, începând cu grâu, rapiță. Gândiți-vă că eu plecând în spate cu încă 238 de hectare, deja am avut un handicap mare, trăgând linie pe undeva un minus de 1.600.000-1.700.000 de ron noi, pierdere. 16-17 miliarde vechi. În momentul ăla nu m-am speriat. Am zis înainte. Și am început tot așa, cum sunt discuții acum, că să ne ajute, să ne dea, să ne facă, să ne dragă, să, mă rog. Și am ajuns la Agro IMM Invest. Special pentru agricultori. Am întomit dosarul, am tot, am demarat, care pentru mine atunci era într-adevăr o gură de oxigen extrem de bună. Dar am fost refuzat pe motiv că pierderea suferită a fost mai mare de 50%. Am încercat să-i dau explicații din contabilitate, din documentele care le-am depus la APIA, în care s-a văzut mărirea de suprafață. Dar nu m-a luat nimeni în considerație, nu s-a întâmplat absolut nimic. Văzând așa, fac pasul fatal în care îmi pun toată averea mea garanție la un IFN. Da. Casă, terenuri, proprietate, etc. La... Nu dăm nume că nu am venit aici să dăm nume. Bun. A fost în 2020 de ceva. Așa, continuați. Și mi-a acordat un milion de lei, am pus garanții ce am pus, am mers înainte, am trecut de anul 2020, a venit 2021, un an, să zic, cât de cât mai, ce dobândă? Mai acceptabil. Destul de mare. Păi sigur, asta e. În jur de... IFN-ul. 18. Nu, atunci la momentul ăla era undeva la 14. Dacă le punem cap la cap toate. Că sunt atâtea chichițe. IFN-ul e cămătare. Da. Cămătare. Bun. Tu te duci de bunăvoie. Sigur. Tu te duci de bunăvoie, bineînțeles, nu te ia ei după stradar. Te duci de bunăvoie. O să ajungem și la așa, discuția. Bun. Am plătit la zi creditul. Da. Bun. Am trecut 2021. A venit 2022. Iar un an foarte greu pe zona Fundulea Cădăraș. Am plătit. Și atunci am ajuns la zi cu... Și a venit 2023 în care... Știți destul de bine că a fost inputurile în toamna la 2022 cu prețuri foarte ridicate și motorina la fel. Și producția din 2023 s-a vândut cu prețuri foarte jos. Așa. Costul de producție a fost undeva la 6.000 și ceva de lei pe hectar, incluzând și arenda. Pentru că fac o paranteză aici, eu din toate cele 400 ceva de hectare, arenda era în jur de 250 de euro plus TVA, că tot mai aud voci în care spune, lăsați-i pe agricultori că muncesc pământ degeaba. Nu este adevărat, domnule. Avem contracte, ferme, oamenii sunt proprietari de terenuri, avem contract, spunea clar, 250 de euro plus TVA. Nu stăm să ne tocmim, nu stăm să îți convine bine, nu la revedere. În 2023 nu mai am putut să plătesc rata la IFN. Am încercat cu oamenii din teritoriul la IFN-ul respectiv, le-am adus la cunoștință, am depus un dosar în care le-am spus situația, iar din nou cu calamități, cu procese verbale, cu tot ce s-a întâmplat, cu greutățile care le-am întâmpinat vis-a-vis de prețuri, mi-a fost refuzat dosarul. În momentul ăla a început declinul societății, să zic așa. Colac peste pupăză, că aici am trei factori majori în care m-a făcut să mă las de activitate. A fost neprelungirea creditului respectiv,
mărirea de arendă de la 250 de euro, ne-am trezit cu notificare pe zonă de la proprietarii de teren unde ne spunea că vor 350 de euro, cine vrea bine, cine nu, să lase terenul, lucru care eu l-am și făcut, n-am acceptat sub nicio formă chestia asta. Și al treilea a fost când vezi o cultură care investești în ea 5.000 de lei, 6.000 de lei, gândiți-vă că nu... Da. Tot ce e sumă. Necesar. Tot. Da. Tot ce e necesar. Tot ce e necesar și vii cu combina la... Eu nu știu cum mai bine am luat-o cu capul. N-am. Și vii cu combina și face combinierul 10-20 de curse și nu se strânge nimic în buncăr, zici, bă frate, în cutrou ce fac? Este, deci da. nu e adevărat. Nu e de glumă. Nu e de glumă, nu e de glumă. Și am zis, domnule, nu se mai poate, stop. Și am pus stop. Da, acolo încolo, o firmă, al treilea, că am enumerat decât două, o firmă distribuitoare de inputuri, care la un moment dat avea să-mi dea mie bani, că am plătit o factură mai mare. Așa. Da, acolo, așa. În anul 2023, exact în ziua când s-a terminat ultima factură de plată și n-am putut să plătesc, la o săptămână diferență mi-a introdus insolvența la firmă. Băi frate, aveți răbdare, stați puțin, mai e de luat, mai vedem cum facem, ce dregem. Nu au înțeles în nicio formă. Direct insolvență. E, atunci am zis, bă frate, nu se poate. E groasă, gata, la revedere. IFN-ul, insolvența e undeva în ianuarie. Trebuie să vin cu un plan de reorganizare, să vedem ce da. Și așa, dacă se mai poate face așa. În schimb, IFN-ul și-a văzut de treabă și-a început cu executări silite, în care deja mi-a vândut două terenuri. Unul e vândut chiar al altăieri pe data de 17. Da, 17.9.2024. Unul e vândut pe 13 luna trecută, 13 august. August. Nu au vrut sub nicio formă să ne înțelegem, să mai păsuim, să mai... Cu toate că nouă ne-a venit în ONG-ul 4 pe 2024, zi bine, nu? Unde da. Că nu i s-a acordat 100 de euro pe, da. Pe hectar. Eu la momentul ăla am avut undeva la 200 ceva de... M-am încadrat pe Ioase și s-a luat vreo 150.000. Nici nu am zis... 4 din 13 ianuarie. Exact, da. I-am virat imediat la IFN. Mi-a mai venit o restanță de la APIA de vreo 60.000. I-am virat imediat la IFN. Mai din alte surse proprii am virat. Dom'le, mai lăsați-mă puțin. Lăsatul ăsta unde vroiam să-l duc? Deci aici, în partea dreaptă, am executarea pe societate... Da. Așa? Și în partea stângă am executări pe persoană fizică în care eu execut prefectura Ilfov cu primăria Ștefănești. De ce le execut? Pentru că am aici hotărâri definitive și irevocabile din anii 2008 în care nu a vrut să ne pună terenul în posesie domnii de la conducere, nu le dau nume că nu. Da. Așa? În momentul 2016 am intervenit cu o casă de executori și avocatori în care le-am făcut notificare să-mi pun în aplicare hotărârile respective. În primă fază am avut un răspuns favorabil cu schimbare de primar. În data de 5 iunie 2016 au avut loc alegerile. Eu am plecat undeva pe mandatul vechi în care am făcut notificările și fostul primar le-a înregistrat, actualul când s-a schimbat le-a primit și a răspuns către, să dea oficial răspunsul da. Către, și în care spunea negru pe alb, că a avut în vedere că au avut loc alegerile și schimbarea propriu-zisă, în momentul când se va alcătui noua comisie de fond funciar, se va pune în aplicare sentințele civile cu numărul și data. Bun, un răspuns favorabil, primită. Pe de altă parte, Comisia Județeană a trimis un răspuns către primărie primar în care a spus de urgență să ne emiteți documentația necesară în vederea emiterii titlului de proprietate și către casa de executori a spus în momentul când vom primi de la Comisia Locală Fond Funciar documentația necesară emiterii titlului de proprietate, noi o să emitem titlul de proprietate. Lucru care nu s-a întâmplat. E suprafața mare? Scuzați-mă că...
E o suprafață destul de frumoșică, vreo 20 de hectare pe raza localității. Și scump frumoși. Acolo terenul. E foarte scump că la... Adică e zona de interes. Da. Cam cât ați avea așa de recuperat în bani, să spunem, dacă 20 de hectare la Ștefănești, păi domnul... de Ilfov, adică e scump terenul aici. Domnul Ghinea, dacă ne raportăm la 2017, era undeva la 10 euro, că știți, după boom-ul imobiliar, da, a venit așa, acum... Ce am înțeles și eu n-am mai vândut în ultima perioadă, că n-am avut ce, că dacă l-aveam, îl vindeam și salvam și afacerea ferma, și tot. Da. Acum, undeva la 30-35 de euro metru pătrat se vehiculează pe raza localității. Deci e vorba de euro 7 milioane? Deci nu? Undeva 7 milioane? La 7 milioane de euro de. Sunt banii în care sunt blocați. Și, dar nu asta ar fi importanța mare și nu de asta am venit în seara asta aici. În seara asta am venit aici să scot în relief cum acționează legile și cum suntem tratați, nu neapărat ca fermieri, și ca cetățeni, și ca oameni de rând, și ca, nu știu, nu găsesc cuvintele acum să spun pe toate, că am așa o aglomerație în cap, că nu știu ce să spun mai repede, că ar trebui să spun în 10 emisiuni până ce am trecut și până ce am. Aici, executarea asta a durat câteva luni de zile. Deci executarea asta în care mi s-a vândut un teren, aici am executare, domnilor, pe primăria Ștefănești, din data de 10-4-2023, cu ponturi blocate, domne, cu tot, cu nu interesează pe nimeni. De ce? Pentru că nu sunt tras la răspundere, domnule. Asta vreau să scot în relief. De ce m-am supărat dimineața și v-am sunat, domnul Ovidiu? Pentru că am citit pe telefon în care ministrul justiției spune că această ordonanță, ONG-ul care se pregătește pentru fermieri, încalcă regulile europene, încalcă Constituția, încalcă drepturile de proprietate. Păi drept mai mare de proprietate încălcat în aceste dosare cu sentință definitivă din 2008. Unde mai vedem? Cum vrem, domnilor, să intrăm în Schengen, să ne primească lumea bună, când noi de 35 de ani nu am fost în stare să terminăm? Domne, ce s-a luat comuniștii, au luat într-o noapte, domne, de la bunicii mei care și-au pierdut picioare și-au pierdut mâini în războaie. În ce lume trăim? Domne, am avut reducere de 10% pe raza localității Ștefănești. Uitați tabelul. Da. În 2006 a făcut lumea cerere și a spus, da, a intrat în CAP cu 3,36%, ai o reducere de pe 1.000 de 3.400 de metri. Domne, teren oprit în titlul omului care a intrat cu el în CAP, gândiți-vă câtă nedreptate. Bun, că sunt canale, că sunt alea, da, că domne, sunt și-a reieșit, 10% da, și-a reieșit că acea suprafață a fost oprită ilegal. E mult 10%, oricum. Da, 10% oprit, uitați aici. De-aia v-am și spus că vin cu documente în care nu vin să mă aflu în treabă. Vin cu documente care eu de ani de zile mă judec și am executări. Am executare la prefectura Ilfov din 2020 pe 100.000 de lei, bani care nu s-au încasat nici acum. Pe cum faci, domnule, dumneata mie casa azi? Da. Da, și eu cu dreptatea mea, cu toate, domnule, trecute până judecată, trecute până nu mă bagă nimeni în seamă. Domnule, am făcut la prefectură. Nu, dar stați puțin, acum iertați-mă o secundă că vă întrerup. Eu, unul, poate că nu mă pricep atât de bine, dar invitații. Mi se pare ceva incredibil, adică omul ăsta are o decizie favorabilă care nu mai poate fi contestată, da? Uitați, domnule. Și cu toate astea nu-l pun în posesie, adică despre ce vorbim? Uitați, domnule. Nu ați încercat la adică mi se pare absurd. Acum, domnule, am sunat pentru că mai... Am trecut mult timp, de asta trebuie acționat. Păi nu am acționat, nu, stați un pic, domnule, stați un pic, știți? Am acționat pe căile legale care mi s-a permis, că de-aia am ajuns la executări. Am, neținându-se de cuvânt și trimitându-mă la plimbare, atunci executorii m-a întrebat la momentul 2018, domnul Lucian, da, după momentul în care am primit acel răspuns, nu s-a întâmplat nimic. Noi avem 3 ani de zile la dispoziție în care să acționăm pe căile legale. Am mers la domnul primar la momentul acela, 2018, domnul primar mi-a dat un răspuns aici, cu toate că în 2017 domnul primar m-a pus în anexa 6 teren fizic. Dacă îi propuneți 10% din suprafață, e rezolvat. Era rezolvată, deci, treaba? Cred că da.
Dar nu, domnule, nu să... Trăim într-o țară în care cei care ar trebui să vegheze la respectarea legilor și sunt, care sunt aleși și plătiți din taxele pe care noi le plătim, nu o fac. Sunt primii care încalcă. Bineînțeles. Și eu pot să dau o grămadă de exemple. Asta vreau. O grămadă de exemple. Problema este că, vă spun sincer, aici e șocant, e extraordinar. Adică obții, ai o suprafață mare, trebuie toată lumea să pună, să stea, să execute ca la armată. Trebuie să-i dai omului că este dreptul lui și tu nu o faci. E o mafie. E simplu de spus. E o mafie. Știi ce a vrut să-mi facă? Organizată. Domnule, știi ce a vrut să-mi facă doamna primărie și domnul primar la un moment dat? După ce m-a pus în anexa 6 teren, că știi ce înseamnă. Anexa 6 înseamnă teren fizic pe raza localității. Domnule, legea 165/2013 spune clar. Domnule, nu mai dați bani de la stat. Că știți că s-au dat niște sume colosale pe niște timpuri în care te duceai cu o hotărâre definitivă și spunea, da, fă-mi o evaluare la apelul de seară și să ducea către ANRP și să încasa sume, așa. Cineva s-a deschis ochii și a zis stop. De-aia a venit legea 165, în care legea 165 spune clar, haide să terminăm odată cu reconstituirea ce s-a luat pe abuz și cu despăgubirile. Faceți o inventariere pe toată România, pe tot teritoriul, ce terenuri avem libere, începând cu instituții de cercetare, ADS, izlazuri comunale, etc. Faceți inventarierea ce aveți de dat la oameni și după aia dați fizic tot ce se poate da fizic și după aia venim și spunem, mai dăm către ANRP despăgubiri. Dați fizic că se poate. Asta spune legea 165. Cadastrarea terenului extravagant trebuia terminată în 2019, suntem în 2024. Au fost bani europeni. Crezi că are cineva interes să facă asta? S-a terminat la noi la Ștefănești, domnul Daniel, dar să știți că 90% sunt greșite. Domne, sunt curți peste casă, peste curte. Domne, nedescris, domne, nu se poate așa ceva. Și ce credeți că vrea să-mi facă domnul primar? Să mă trimită la ANRP? După ce m-a pus în anexa în 2017, în 2018 a venit lui Păchelie, lasă-mă că îl trimit pe ăsta la ANRP, că nu-mi place de el, că n-am votat cu el. Știți cum e la țară. Nu votez cu mine, eu sunt șeful, te fac să vorbesc singur. Și dă o hotărâre în ședință funcțional la Ștefănești, hotărârea aceea ca să intre juridic în drepturi trebuie validată sau invalidată de Comisia Județeană. Că Comisia Județeană este forul care ia ultima... Și spune așa, domnului primar, în hotărâre Comisia Județeană, din data de 12.11.2020, hotărârea numărul 188, zice, se invalidează propunerea Comisiei Locale Ștefănești de Jos pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenului cu privire la înscrierea în anexa 11, având în vedere că sentința civilă numărul 5782/12.11.2007 obligă la reconstituirea cu teren fizic. Virgulă, iar în anexa 1 la inventarierea terenurilor întocmită conform prevederilor legii numărul 165/2013 figurează ca rezervă suprafața de 326,48 hectare. Articolul 3. Comisia Locală Ștefănești pentru stabilirea drepturilor proprietății private asupra terenului va înainta în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei hotărâri documentația în vederea punerii în aplicare a dispozitivului sentinței civile numărul 5782. Adică primăria are 324. Da, la dispoziție, da. 320 rezervă. Ce da. Tort e acolo. Tort greu, domnul Daniel. Vă dați seama ce e acolo. Și vine eu, Luci, acum să... spun că stai bă, de ce e stângă, ce proțap e acolo. De ce nu ați încercat din suprafața asta, care este foarte valoroasă, să negociați cu cei... Păi aici ajung, domnul Pahar. Gata, după pauză, luăm publicitate și revenim. Hibrizii de Ardei din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro.